La scoperta di frammenti attribuiti a un drone militare russo non ha sorpreso gli abitanti del villaggio romeno di Plauru. Sono abituati ai droni che volano sopra le loro teste e a sentire le sirene dei raid aerei suonare a pochi passi dalle loro case. Dalla guerra li separa solo una striscia d'acqua di 200 metri. Il porto di Izmir, bersaglio degli ultimi attacchi russi, è sull'altra sponda del Danubio. De aici, din localitatea Plauru, se vede cu ochiul liber ce se întâmplă în portul din Izmail. Vedem silozul unde se încarcă navele cu grâne din Ucraina. Putem să vedem foarte aproape inclusiv gara fluvială și nu foarte departe de aici, inclusiv sediul televiziunii din Izmail. Un port pe care rușii vor să îl distrugă pentru a împiedica pe ucraineni să-și exporte cerealele. Ultimamente non passa giorno senza sentire un'esplosione. L'ultimo bombardamento solo ieri sera. Era la 2.58 di minuti, quando ha bubuito prima data, mi hanno trezit din pat, am ieșit afară, când de data alta, altă dronă, tot aici, unde au ei silosul. Vivono nella paura, ma in pochi sembrano intenzionati ad andarsene. Il sindaco ha offerto la possibilità di trasferirsi altrove, ma nessuno vuole lasciare la casa o il bestiame. Va fi probabil o mutare benevolă, dacă consideră dumnealor, în care domnul ministru mă asigură și domnul prefect, adică găsim posibilitatea să beneficieze de aceleași condiții ca și un ucrainean. Le autorità cercano di rassicurare gli abitanti. Am vorbit primarul nostru că să vorbească cu oamenii care vor să plece, îi ajută, că a vorbit cu ministru și să ne aloce undeva în altă parte. Dar nu plec eu de aici. Nu plec eu. Gli attacchi russi sui porti ucraini si sono intensificati da quando Mosca si è ritirata dall'accordo sui cereali, che permetteva a Kiev di esportare le sue derrate attraverso il Mar Nero. I residenti di Plauru denunciano dal mese scorso lo sconfinamento di dispositivi militari all'interno del territorio rumeno. All'epoca erano state avviate delle indagini nel dipartimento di Tulcea, ma non erano stati trovati riscontri.